Redarea traficului rutier pe pietonala Mircea cel Bătrân a adus multă bucurie în rândul șoferilor. Odată redeschisă, fosta pietonală a fost semnalizată cu indicatoarele rutiere adecvate acestei străzi, ce se încadrează în categoria zonelor rezidențiale. Deși limita de viteză pe fosta pietonală este de 30 de km la oră, iar posibilitatea încălcării regulilor de circulație este redusă, giurgiuvenii nu au scăpat de vigilența polițiștilor de la rutieră. În urma unei acțiuni desfășurate pe raza municipiului Giurgiu, oamenii legii au aplicat în numai câteva minute pe strada Mircea cel Bătrân 4 sancțiuni în valoare de aproape 700 de lei. La data de 21 ianuarie anul curent, polițiștii biroului rutier din cadrul Poliției Municipiului Giurgiu au acționat pe raza municipiului pentru combaterea principalelor cauze generatoare ale accidentelor rutiere. În numai câteva minute, pe strada Mircea cel Bătrân din municipiu au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale în valoare de 680 de lei. Sancțiunile contravenționale au fost aplicate pentru opriri neregulamentare. Potrivit reprezentanților Poliției Rutiere Giurgiu, în perioada următoare, agenții de la circulație vor fi prezenți în continuare pe mai toate arterele rutiere, drumuri naționale, județene și în zonele cunoscute cu trafic aglomerat.